Partidul Democrat din Moldova a lansat un plan de dezvoltare a țării în cazul în care va ajunge din nou la guvernare. Președintele formațiunii Pavel Filip a anunțat că își propune mai multe obiective, printre care reducerea TVA în sectorul Horeca până la 5%, introducerea unui impozit unic în agricultură, precum și repararea unui kilometru de drum anual în fiecare sat. Filip a venit și cu o provocare pentru partidele care vor participa la viitoarele alegeri. El le-a propus să lase lupta declarațiilor și să vină cu acțiuni concrete. Haideți să facem astfel încât măcar o dată dezbaterile electorale și emisiunile să fie despre programe, despre idei, despre planuri. Haideți să lăsăm de data asta deoparte sirienii, războaiele civile, gheii, lesbienele, tancurile rusești, vneșnii upravlenii, pericolul străinilor, coțofenele, porumbeii, curcanii și așa mai departe. Din data de 12 mai, partidele se vor putea înscrie în cursă pentru alegerile parlamentare anticipate, care vor avea loc în data de 11 iulie. Cu o lună înainte, va începe oficial și campania electorală. Comisia Electorală Centrală a dat aprobare pentru 53 de formațiuni și organizații din țara noastră pentru a participa la scrutin.